Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft pe Breazla Minerilor, după cum știți. Și astăzi, după cum observați, suntem într-o zonă nouă pe care voi sigur n-ați mai văzut-o. Și cred că deja v-ați dat seama și din titlu. Dar înainte să începem, aș vrea să apăsați și voi acel butonaș de like. Și dacă nu sunt prea insistent, apăsați butonașul de like și să vă abonați. Ok, cred că ați văzut cam multe. Cred că ați văzut cam multe și hâț, ați început, bun. Deci ne-am apucat de zona de Crăciun. Am mai pus eu unele chestii pe aici. Și după cum vedeți avem... Holy fuck it, da, știu, sunt prea nebun, dar lucrurile astea o să le vedeți voi altă dată, adică nu știu când o să fac acel episod special, dar o să le vedeți altă dată. Noi am mai făcut pe aici noi. Astea le-am făcut eu și casa. Și na, o să vedeți mai multe chestii în episoadele viitoare. Episodul viitor. Depinde și când o să fie, știți ce zic? Ok, după cum ziceam, am pus toate nebunile astea pe aici. Ne-am luat în rând nebuneală cu... Oricum au fost destul de multe iteme și vă că se face seara deja. Deci noi să ne vedem, revedem în baza noastră prima. Fiindcă aici am vrut să vă arăt doar această nebuneală. Și dacă ați fost destul de atenți la ce am făcut adineori, o să vedeți mult mai multe chestii. Adică pe geam și alte nebuni. Ok, deci revin de acolo. Ok, am revenit, băieți, și nu știu dacă ați observat de la început, dar am o săgeată cu Slowness, m-am bătut cu niște scheleți, așa, mai nebun de fel. Cum ziceam, pe aici pe acasă nu s-au schimbat multe chestiuțe, dar bă, totuși s-au schimbat cât de cât. În principal, nu mai avem beaconul, fiindcă l-am dus într-o lume mai bună, să zicem așa ceva. Să zicem așa, what the fuck, ok, n-ați auzit nimic. Am mai făcut aici o nebuneală care arată destul de... da, și încă n-am scos aia. Știu. Sunt putură, zără, știu. Poate o scoatem astăzi, ia stați. Hai să mergem să ne luăm niște dirt și o dăm acum jos. Dar a să fie destul de nasol, mă. Ok, aici jos. Frumos, așa. Ok. Să iau piatră, să... stați așa să văd dacă am dirt. Am dirt, e bine. Ok, hai repede, mă. Hai să intrăm pe aici așa. Trebuie să pun și ăla cu Soul Sand-ul acolo, dar n-am avut timp. N-am avut. Am zis Soul Sand? Ok, să o lăsăm așa, o lăsăm așa. Și după o să revin la nebunia asta, deci, și o să vă arăt și pe chestia aia. Deci, este oricum, arată mișto rău. Acum, deci, cam... ai zice cam pe aici. Oricum nu contează. De fapt, cam contează, dar... În fine. Ok, fac așa. Și dacă mă întrebați de ce nu zbor cu ei, era fiindcă nu am chef să consum artificii anume, ați înțeles. Ok, hop, așa, ia. Hai că mai am. Bun, vreau să văd dacă merge OBS-ul cât de cât ok. Nice, bun. Hai așa frumos. Oricum nu ne grăbim, trebuie să mai aduc și acolo și să modific toată nebuneala aia. Holy fuck, da, pe aici nu mai fac mult mare chestie, dar în fine. Am ajuns. Lol, uite-o! Fuck! Gata! Mamă, deci nu știu, de ce am păstrat chestia asta pentru episod, adică era holy fuck. Dar ați văzut că m-am poziționat cât de cât aproape, mă? Nice. Ok, acum hai să spargem repede toată nebuneala asta. Încă două, nice. Ok. Hai să ducem dirt-ul înapoi și vă mai țin așa alea că... copți, să zic așa, adică uitați și voi ce aici. Oh my god, ok. Și încă nebuneala noastră de acolo, hăț. Dacă n-ați văzut-o, e un fel de tutorial, dar nu prea... Este, în fine, e acolo. Oricum l-am făcut de la zero și a fost destul de interesant. Am ongulus, zic, fac așa. Și dirt-ul ăsta, oricum mai avem mult mai mult dirt în zona de Crăciunache. Dar, în fine, ok. Pe aici trebuie să mai fac eu niște terraforming și să... evident, să mai mă duc după un beacon, dar este destul de... chiar dacă am eu looting 3... Ok. Uite-mă, deja... deci asta, ca să înțelegeți, este o creșă. Aș mai veni să le dau niște mâncare. Să mă duc să mai iau niște mâncare și revin de acolo. Revenim acolo. În fine. Oricum, avem destul de multă mâncare, adică avem o grămadă de mâncare, dacă înțelegeți. Care... așa, datorită sistemului de sortare al lui Cristi, că tot... ok, hai să luăm... Oh my god, ok, am înțeles. Ai noroc, băieți. Ok.
Mă, avem multă mâncare, adică, na. Faza care este mai nasoală, trebuie să mă duc după aur și este... trebuie să stau afeca, știu, știu. Și ne chiar nu-mi place. Ok, intrăm așa frumos și la Chia și le dăm la nebun. Fiți atenți, o manevră dacă apăs câtele Q și gen le dau așa, le aruncă direct. Dar faza nasoală este că dacă dau... Ați înțeles, ați înțeles. Ok. Uite-mă, copii, băi! Copii, mamă. Ăștia, ce ciudat arată năsoși ăștia mici, ești nebun. Scrieți și voi acolo un hashtag năsos mic dacă doriți. Și o leargă nebunii, lol, lol. Ok, eu aici nu știu câți sunt, dar sunt mulți rău. Și ca să fie și, ca să fiu și ei acolo în... Să fie acolo, v-ați prins, le-am băgat și frumos niște paturi roșii cu verde, care văd că astea verde sunt mai mototolite, nu știu care a fost faza, dar în fine. Da, e cât de cât ok și mai trebuie să mai fac eu o nebunală pe aici. A, da, și încă o chestie super mișto pe care uitam să o spun. Deci, știți că înainte aveam fabrica de iron și încă este fabrica de iron și merge super bine. Nice, Cristi, nice, nice. Ok, am făcut o nebunare dintre asta ca să intru aici mai repede. Și aici e ceva de gen. Și zic că arată super fucking interesant, nu știu. Și oricum, aici se face iar în continuu. Și am mai umplut eu, am mai umplut, am mai umplut. Astea le-am făcut niște blocuri pentru... Bă, nu mai zic nimic din partea aia de acolo, o să vedeți, o să fie interesant ce e acolo, deci, da. Hai să pun aici așa și tot așa, bam, pac and pac. Aș mai fi lăsat o nebunie, dar las, 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 ok. Copii, aici trebuie să mai aduc niște chesturi. Duduiți-vă, bă, duduiți-vă, mă. Ok, nice. Ok, bun. Aici am sigil la casa mea să copiii ăștia. De cele? Deci ce am nu te pui prea nice, 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 nice. Bun. Acum, vreau să fac că merge OBS. Nice, merge OBS-ul bine. Mamă, deci nu știu, mă uit la OBS, cred că de vreo 10 ori pe episod, nu știu cum, nu știu cum, dar se face. Ok, mergem la nebunii acolo, mai punem niște chesturi. Dar întrebarea mea este... hai mă că mai avem lemn, lol, mă așteptam să nu mai am lemn deloc. Ok, și facem aici 8 chesturi, aș zice că ne ajung. Dar, da, mă, cred că ne ajung, ne ajung sigur. Sigur, 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 bun. Și dacă mă întrebați de ce pun chesturi acolo, este fiindcă mai fac trade-uri cu el și ca să nu vin cu ei. Și ca să nu vin până acasă, mai... ați înțeles, ați înțeles, bun. Am două variante, ori le pun în partea acolo, ori le pun aici și îi aglomerez. În partea asta aș face... De fapt, cred că pun aici și vă zic după ce nu pun acolo. Oh, fuck. Nu-mi place chestia asta deloc. Gen, ții shift-ul și pana mea. Ați înțeles voi. Hai să fac așa. Am că zic că e ok, mă. Știu că o să vadă de afară gen glass-ul și chest-ul în spate, dar n-are nicio importanță. Bun, vreau să văd ce trade-uri mai au nebunii mei aici. Multishot, ne... Knockback. Ok. Bă, nu știu dacă merge să mai pun pe sabie, fiindcă eu am deja destul... Am multe, am multe. Nu știu dacă ar mai fi, nu știu dacă merge să pun și ăsta, Bane of Arthur. Ați înțeles voi ideea. Ați înțeles, uite la nebunul ăsta. Încă o nebunie din asta pe... Și dacă nu știți ce face chestia asta, dă la Payangani mai mult. Dă mai mult, adică nu știu, le dau o poțiune sau ceva de genul. Habar nu am. Ăsta are, ok, n-am nevoie de tine, ăsta-l știu. Ok, în mare parte nu sunt cine știe ce, dar vreau să mai fac eu niște... Este nu, deci fiți atenți dacă dau un el. Lol. Lol. Oricum, dacă vă întrebați de ce dau unul ăsta, este fiindcă deja e mort săracul. Știu că puteam să-i dau niște iron și așa, dar de ce să dau iron când pot să iau? Interesant. Interesant, zic, ok. Nu știu ce să mai fac acolo înăuntru. Știu că sunt multe, multe nebunii acolo. Dar stați așa, stați așa. Știu cum mai avem pe aici. Ia, ia, ia. Aici parcă aveam niște mâncare. Ok, cu asta am vrut să-i mulțesc prima dată. Uite-mă, bloc iron, blocurile de iron. Nice. Și asta vreau să-l pun aici. Nice. Uite-mă, aș lua nebuneala asta. Și mai am și niște poțiune aici. Nu știu, nu știu, nu știu. Destul de interesant. Mai vedem, mai vedem, nu știu. Ok, ce vreau să fac? Prima dată. Vreau să iau ăsta. Și ăsta. Și să-l duc acolo la ei. Ok, le-a luat, le-a luat, nice.
facem aici așa. Pac, pac. Luăm de aici așa, nice. And bam. Și ce să mă voi de noi ca lume aici, nebun. Ok. Oricum asta afară este doar așa că... Na, știți ce zic? Oricum pe aici nu prea avem o casă în care să dormim, deci rip în chat. I-am prins. Să mă... Deci, mamă, nu vă uitați, băieți. Nu vă uitați, nu-i frumos, nu-i frumos, ok. Mamă, ce convingători eram să mor. Ia uite și poștea, mă, bă. Ok, îți dau patul ăsta de aici jos. Îl pun aici, fiindcă, na, contează. Pac and pac și... Le-aș putea pune, uite, chiar așa. Ar merge, dar asta vreau să-i schimb poziția, ia stai. Gen, dacă îl pun... tot așa se vede. Sau... Ia stați. Serios? Lol. Lol. Ok. Ok. Vreau să văd dacă se transformă unul mai repede, dar nu observ chiar absolut niciunul. Ok. Ok. Băiatul nostru a uitat aici. Și... lua asta cu bețele. Bă, aș face un trade cu asta cu bețele, fiindcă e destul de interesant. Adică, totuși... Bețe? Serious? Serious? Ok. Nu știu câte să-mi ia, de aceea nu s-a început ploaia. Lol. Mă, nu știu, eu doar am auzit ploaia și what the fuck, ok. Care-i cu bețe? Asta-i cu bețe. Ok, facem, uite, așa, niște trade-uri. Mai luăm unu. Aștept să-și dea upgrade sau update, nu știu ce-și dă el acolo, dar își dă. Își mărește pungulița, gen, îi dau nebunii intre astea și mărește pungulița, nice. Ok, hai să mai dau, uite, așa. Nu mai am, lol. Lol. Ok, hai să mai facem. Hai să mai facem. Fac așa. Nice, încă un stec. Unde ești? Unde ești? Ok. Acum, evident că nu o să mai facem noi cine știe ce din bețe, dar totuși. Totuși, mai avem 28 de bețe. Și bețe gen sensul lor. Adică, da. V-ați prins, v-ați prins, ok. Acum, cu 11 emeralde n-aș putea să iau mai nimic important, de aceea... Respiration 3. Mamă, ne-am dat naibii. Uite bă, câți copii, bă! Ăștia cred că îmi fac la lag pe filmare de mă omoară, ești nebun? Interesant. Bine, o fac drop, ține așa... Uite și pe nebunii ăștia, bă, deci ăștia dinăuntru nu o să-i mai mulțesc, că mie că fac... O mie și una de mă, deci nu știu, mă încurc super rău în ultima vreme, nu știu care e faza. Deci, da. Uite-mă și pe urâtul ăsta care se urcă, băi, băiat. Ok, ăsta vreau... Ok, na, ăla trebuie să-l lați transforme în loc. Bă, deci ca să înțelegeți, eu nu știu pe care mai am transformat deja. Și care i-am gen... Să se schimbe, I don't know. Ok, am așteptat să fac noapte ca să vedeți și voi cum arată toți în pat și fiți atenți, deci... Uite, mai sunt câțiva care se trezesc, ăștia n-au, na, nici nu ne-au băgat frigider ca să se ducă, dar în fine, nu contează. Faza este că ăștia ori nu au pad, dar din câte observ, sunt ocupate toate. O, dă-l pe nebunul ăsta. Bă, o sumeul sufoci. Ok, ăsta doarme pe, am înțeles. Ok, nu știu, nu știu, sunt ciudați băieții mei, nu știu care e faza, dar sunt ciudați. Și băieții mei care sunt de... jumate, deci jumate de bloc nu sunt și se pun într-un pat singur. În fine, nu contează. Ăștia tot scot artificii pe aici cât o vine ajunul. Hai că am înțeles. Ok. Mă duc să mă culc, fiindcă, evident, nu joc Minecraft noaptea, că nu e ok. Nu e ok, sunt prea mulți mobi. De aceea, bam. Rip în chat, stați așa că fac imediat zi. Haide, încoaleacă, asta zic, dar încă este ploaie, what? Nu-mi plac, e ploaia, bă, băiți. Ok, hai să recoltăm și noi. Stați. Mamă, deci cum ar fi să mi se facă lag? Că se mai întâmpla cu creeperii să mi se facă așa urâtule. Mamă, s-a dus fix. Ok, aparent a... Ok, dar i-am dat foc, ești nebun, în fine. Hai să mai vedem pe aici niște nebuneli. Este fabrica de sugar care nu prea mai stă în funcțiune și nu știu care e faza. Aici văd că e ok. Serios? Ok, aparent nu funcționa din... în fine. Oricum pot să mai fac eu o manevră. Și e ceva de ce nu am un bloc. N-am un bloc. Ok, o să vă explic gen pe scurt. Pui în fața lui observer la un bloc și pana mea. Pornește. El observă că îl spargi și mare nebuneală. Ok, nu este. Ok, hai să luăm asta de aici.
să-l pun aici, care arăta destul de dubios. Acolo aș putea spune, nu știu. Ok, hai să-i dau și mare bucatul ăsta. Bam! Bă, nu știu, dacă știi să-ți abordezi super bine toporul, ar putea să dea mai mult damage decât sabie. Și asta e destul de... Holy fuck. Știu că e holy fuck. Ok, ce mai avem noi pe aici? Deci o să încep să pun copaci mai calculați de acum, fiindcă zona asta nu o să mai schimbă mare lucru la ea. De fapt, na, o să mai schimbăm, fiindcă mai bănuiesc eu și niște fabrici. Nu, am omorât-o. Trebuia să fac altceva cu vaca aia. Cu vaca aia trebuia să vin și să o aduc aici, fiindcă astea nici acum nu le-am terminat mai nou. Rip în chat. Ok, trebuie să le dau mâncare lui astea, dar faza este că... What the fuck, aici de ce nu avem bloc? Ciudat, nu știu care e faza. Ok, eu să pun astea la loc, fiindcă eu n-am făcut absolut nimic. Chiar n-am făcut nimic. Ok, și ce mai trebuie să modific? Stați așa că mari parcuriști ce sunt. Chestia asta trebuie să mai o modific și da. Ce am săritură, am făcut acolo, lol. Ok. O să trebuie să de aici să fac o nebuneală în jos și le fac. O să fie și aici ceva de muncă, fiindcă nu vreau să fie gen basic cu nici 10 blocuri. Vreau să fac să dea mâncare ca lumea. Și da. Cam atât cu toate update-urile. Nu mai sunt cine știe ce update-uri. Dar pe total zic că e ok. Adică, na, alte lucruri super mărețe n-am mai făcut. Decât oricum ne-am pus la de munci la zona de Crăciun și ia destul de mult timp. Chiar ia destul de mult timp. Adică gândiți-vă că am făcut două case și mi-a luat mult, mi-a luat, chiar mi-a luat. Fiindcă am vrut să mai mă uit și la niște tutoriale care să fie acolo cât de cât. Adică n-aș putea să fac niște o casă cum ar veni aia cu, nu știu, niște teracotă albă și roșie și aia a fost. Adică, înțelegeți? Înțelegeți? Și am mai văzut și ce a făcut Fabio, a fost destul de mișto, adică super mișto. Și încă o fază super nasoală este că aici nu mai avem doi villager și nu știu care e faza și gen, dacă nu avem doi villager nu se consideră sat și asta se întâmplă că nu se consideră sat, ca să înțelegeți. Ok, o să trebuie să aduc și acolo doi villager și o să fie destul de nasol, fiindcă nu prea îmi place mie să aduc nebunii aici, dar în fine. Și am aglomerat destul de mult zona asta, adică, ana mea. Vreau să merg o leacă și pe la zona de fabrici. Stați așa. Mă, nu știu, merge OBS-ul mai bine, nu știu care e faza. E ciudat, e ciudat. E ciudat, nu știu. Hopa, hopa. Ok, nu știu, n-am mai avut de mult senzația asta. Ok, nu știu care... Stați așa să închid ușa. Holy fuck. Ok. Dacă mă întrebați de ce am închis ușa, e că aici sunt albine și destul de ciudat. Ok. Avem honey block. Ok, două honey blocuri. Aici. Ah, ok, să vedem și mai bine. Aici avem niște mâncare și mai multe chestiuțe. Ok, de ce avem 15 crafting table-uri? What the fuck? What the fuck? Cred că cineva a ținut pe shift sau chiar am ținut chiar eu, I don't know. Aici văd că nu-i nicio nebunie, nu știu care e faza, dar... nu știu, face destul de mult. Face, chiar faci. Chiar faci. Ok. Și mai avem fabrica de lână în partea aia care n-a mai adus nicio oaie acolo, nu mai avem timp. Deci, da, cam asta s-a întâmplat și, da. Cam tot cu acest episod, sper v-a plăcut, bă băieți, și după cum știți, noi ne vedem pe data viitoare. Pa, pa, și să nu uitați de like, evident.